Intru pe această aplicație pe care v-am mai arătat-o, apăs aici și putem să facem un test în direct. Hai să vedem. Am schimbat locația, am lumină nouă, mi-am cumpărat un ring light și o să-l vedeți tot vlogul pentru că te reflect aici. Dar o să consider că nu sunt singură în acest vlog, sunt eu și cu ring light-ul meu. Astăzi vreau să vă prezint colecția mea de make-up și credeți-mă că am o grămadă de produse. Le-am aranjat ieri, tocmai de asta am și spus să fac vlogul ăsta astăzi. Le-am chiar aici. Astea sunt toate. Am zis make-up, skincare. Din păcate nu pot să mișc camera să vi-i arăt, dar mă gândeam să fac așa o trecere prin toate produsele de skincare pe care le am, pe care le folosesc cel mai des, care îmi plac foarte mult, așadar hai să-i dăm drumul. Hai să începem cu cremele hidratante. Am aici o cremă hidratantă de la Vino, nu știu dacă ați auzit de brand, este un brand foarte cunoscut în Franța și de curând au deschis Institutul Vino aici în București, se numește Bioxygen. De la Vino mai am și această cremă de noapte Night Logic, pe care am folosit-o destul de mult, dacă nu mă înșel, am terminat-o. Este un brand high-end, nu neapărat foarte accesibil, dar este un brand foarte bun și, așa cum am spus, foarte cunoscut în Franța. Am încercat la Institutul Guinot un tratament facial foarte mișto, care mi-am făcut foarte mult, tot cu produse Guinot, dar toată experiența în sine a fost foarte, foarte drăguță. Pe de altă parte, avem o cremă pe care am primit-o chiar zilele trecute de la Elisha Koi. Este un brand corean pe care eu l-am descoperit de pe Instagram, nu știu dacă știți, dacă ați auzit de el. Aparent, toate aceste produse coreene în ultima perioadă observ că sunt din ce în ce mai populare. Au venit și la noi, deși în America erau deja populare de mult timp, au ajuns într-un final și la noi. Mă bucur pentru că eu sunt fan produse coreene, am mai testat și am mai folosit câteva, așadar ăsta e un brand nou în portofoliul meu, pe care sunt bucuroasă să-l testez. L-am de o săptămână, chiar mai înainte am vorbit despre el pe Insta Story. Am și o cremă de ochi, care e foarte mișto, îmi place textura ei, e pe bază de extract de melc. Nu are o textură foarte grasă, din contră are o textură destul de light, nu încarcă tenul, dar îl hidratează. Eu sunt pasionată de skincare. Am observat că în ultimele luni, dacă nu mă înșel, poate în ultimul an, am pus mai mult accent pe skincare decât pe make-up. Cred că, indiferent ce produs de make-up ai, arată bine pe tenul tău dacă ai un ten îngrijit, hidratat, luminos, curat. Și oricât de scump ar fi produsul, nu arată bine dacă tenul tău nu arată bine, așa că investiți în skincare. Mai am această gamă de la Urban Vida, care este un brand care folosește produse indiene. Am avut ocazia să o cunosc pe cea care deține acest brand, Urban Vida, și mi-a povestit puțin despre această filozofia lor și anume faptului că în funcție de vatra pe care o ai. Vatra pe care o ai este stabilită în urma unor trăsături de caracter, de personalitate, dar și trăsături fizice. Dacă ești deschisă la piele, dacă ești o persoană comunicativă, sociabilă, chiar și în funcție de ceea ce mănânci. Deci, practic, cei de la Urban Vida îți creează un ritual de skincare bazat pe ceea ce reprezinți tu ca om din toate punctele de vedere, cum arăți, cum gândești, cum te îmbraci și cum te comporți, ceea ce mi se pare foarte interesant. Mergem mai departe. Aici am produsele de la Hello Body. Nu știu dacă le știți sau dacă ați auzit de ele. Sunt unele dintre produsele mele preferate în materie de skincare, deși trebuie să recunosc că nu le folosesc de foarte mult timp, cred că am vreo lună jumătate de când le folosesc. Îmi plac extrem de mult. De ce? Sunt făcute din ingrediente curate, știți că eu pun foarte mare accent pe ingredientele din care sunt făcute produsele cosmetice. Sunt foarte eficiente și când zic foarte eficiente, eu am văzut rezultate după câteva zile, săptămâni în care le-am folosit în materie de hidratare și de cum îmi arată tenul. Spre exemplu, acum sunt machiată, dar în perioada asta tenul mi arată foarte bine și ele sunt vinovate pentru că ele sunt produsele pe care le-am folosit cel mai mult în ultima perioadă. Deși eu alternez produsele, nu folosesc doar aceeași gamă. Aceste produse le-am folosit cel mai des și chiar se vede. Ce vă recomand este să intrați la mine pe Instagram pentru că urmează să primesc noua lor gamă cu aloe vera pentru ten sensibil și deshidratat, adică fix ce am eu nevoie. Iar acolo voi avea un cod de reducere. Abia aștept să
vin prezint, pentru că efectiv le ador. Sunt niște produse care îmi plac foarte, foarte mult, ca să nu mai zic că au un miros așa foarte delicat de cocos. Așa, acestea sunt doar creme de față. Apoi, ce mai am aici? Un gel de curățare, tot de la Elisha Coi, din gama Hydro Safe Plan. Mi se pare mult mai hidratant această gamă și cei de la Q Cosmetice care mi-au și trimis-o mi-au spus acest lucru, decât cea cu Milk, și îmi place foarte mult produsul ăsta. Foarte, foarte mult. Un alt gel de curățare este cel de la Hello Body, Coco Fresh, care îți hidratează tenul în același timp. Mie, dintotdeauna mi-au plăcut aceste geluri de curățare sau spume de curățare, care îmi și hidratează tenul și nu mi usucă tenul. Mai am o altă spumă de curățare de la Vino. Uite aici. Este din aceeași gamă cu crema Bioxygen. Exact. După ce mi-l dau jos, efectiv simt așa o peliculă foarte, foarte fină pe ten. Deci sunt fană gel de curățare. Tonic de la Pixi. Pixi îl găsiți în Sephora, asta e un tonic cu vitamina C, e un brightening toner, după care mai am aici un retinol tonic, după care mai e acesta mic pe care îl vedeți aici, care este un glow tonic. Sincer să fiu, pe cele de aici, pe cele de la Pixi, încă nu am apucat să le încerc, după cum vedeți sunt sigilate, încă nu le-am testat. Ce am testat și mi-a plăcut foarte mult este acesta de la Elisha Coi Hydro Safe Plan, din aceeași gamă Hydro Safe Plan. Este acest toner care de asemenea îți hidratează cumva tenul, nu ți-l usucă. Și încă un tonic pe care l-am încercat este cel de la Youth to the People, care conține acid lactic și glicolic. Este un tonic mai puternic, este un tonic cu proprietăți exfoliante care îți face tenul foarte strălucitor dacă îl folosești în anumită perioadă. Ce am aici sunt produse pe care le folosesc și care îmi plac. Nu sunt toate produsele pe care le-am. Tocmai de asta o să auziți foarte des. Îmi place foarte mult, îmi place foarte mult, îmi place foarte mult. Bun. Hai să trecem la măști. E masca de la Ehana despre care v-am vorbit chiar cu un vlog sau două în urmă. Este Glass Skin Face Mask. Este o mască pentru hidratare care arată cam așa. Este o mască foarte bună despre care nu o să mă satur niciodată să o laud, pentru că îmi place foarte mult și mi-e foarte dragă, mai ales că este un brand românesc care arată într-un mare fel. Mai e masca de la Youth to the People, pe care nu o dai jos după ceva timp, ci poți să dormi cu ea. Este foarte hidratantă. Chiar n-am mai folosit-o de ceva timp, aș putea să o folosesc. Deci cu asta poți să dormi, ți-o aplici pe ten și dormi, a doua zi o dai jos. Cea de la Hello Body Coco Wow, care este produsul meu preferat de la Hello Body, este o mască pe bază de argilă roz. Și știu, auzi argilă, te gândești că ți-o sucă tenul, dar nu ți-o sucă tenul. Este pentru toate tipurile de ten, însă este o mască care e recomandată mai mult tenului gras, pentru că îți elimină excesul de sebum și îți aduce impurități la suprafață și îți lasă tenul așa foarte fin și foarte moale. Așa arată. Miroase ca toate produsele Hello Body foarte bine, a cocos, și este foarte clean. V-am zis că eu le testez pe toate pe aplicația mea, Clean Beauty. Nu știu dacă știți aplicația, aș putea să vă arăt chiar acum. Eu de fiecare dată când primesc un produs sau când îmi cumpăr un produs, înainte să-mi cumpăr un produs, intru pe această aplicație pe care v-am mai arătat-o, apăs aici și încep să analizez ingredientele pe care le au produsele. Din păcate, ingredientele de regulă sunt scrise pe... uite, de exemplu, această cremă hidratantă de la NutriSkin are ingredientele scrise chiar aici pe spate și putem să facem un test în direct. Hai să vedem. Se încarcă și la final mi-a scris no controversial ingredient or allergen detected. Asta înseamnă că este un produs clean ca majoritatea pe care le-am eu, pentru că, v-am zis, este unul din primele mele criterii în momentul în care îmi aleg produsele. Apropo de NutriSkin, că nu știu dacă v-am prezentat acest brand, este un brand de asemenea românesc, este un brand nou pe piață care folosește produse și ingrediente clean,
și care e foarte targetat aparent. Această cremă conține ceramide, niacinamide și miere. Hai să vedem cum miroase. Nici măcar nu știu dacă am testat-o în niciun fel. Ceea ce e foarte bine pentru că parfumul poate fi un ingredient, considerat un ingredient care să nu ne facă bine tenului, dar depinde cât de sensibil îl avem. Apropo de mască, mai am pe asta de la Mario Godescu. Cucumber Tonic Mask, pe care n-am încercat, nu pot să-mi dau cu părerea despre ea, nici măcar nu este desfăcută. Ce mai am? Hai să trecem la cel de la Nutri-Skin, brandul pe care vi l-am arătat mai înainte. Acesta este un Liquid Gold. Este un serum hidratant care conține particule țidevate și pe care îl puteți combina ori cu fondul de ten sau pe care îl puteți aplica direct pe ten și eventual și ca iluminator. Sunt foarte multe variante, este un produs pe care îl ador. După care, de la The Ordinary avem niacinamide plus zinc. Probabil ați auzit de The Ordinary, dacă nu ați auzit, vi-l recomand, este un brand preț. Raportul calitate-preț este foarte disproporționat pentru că sunt foarte ieftine, dar și foarte bune. După care, tot de la Nutri-Skin am acest acid salicilic 2% pe care îl aplic pe coșuri și pe imperfecțiuni. După care, de la Urban Vida este un Radiance Facial Oil pe care eu îl combin cu cremele hidratante și asta vă recomand să faceți și voi în momentul în care vreți să folosiți, să introduceți în rutina voastră de îngrijire un ulei hidratant, să-l combinați cu crema. Pentru că în momentul în care aplicați uleiul, practic sigilați și nu mai intră nimic în ten. Deci este foarte important să-l aplicați împreună cu o cremă hidratantă. Același lucru face și acest ulei de la Youth to the People, pe care îl găsiți în Sephora. La fel, hidratează. Pe asta îl folosesc eu acum în perioada asta. Și îl mai am pe acesta de la Sephora, care la fel, Super Serum Ultra Glow. Aici. Ceramidin, care este, v-am mai arătat-o și în alte vloguri de ale mele, una din cremele mele hidratante preferate, este foarte, foarte, foarte bună, hidratează foarte bine. Balsamul de buze de la Laneige, pe care vi l-am mai arătat și în alte vloguri, miroase demențial. Iam! Îmi vine să-l mănânc. Încă un balsam de buze de la L'Occitane. Și acest roller pe care îl aplic în momentul în care îmi pun un sheet mask, îl aplic și fac așa. Ca să stimulăm circulația sângelui și să intre mai bine produsele în... mai am un balsam de buze aici, Lano Lips Multipurpose Super Balm, pe care îl folosesc chiar în perioada asta și îmi place foarte mult că e așa mega hidratant. Asta este o pudră cu SPF pe care o poți aplica, dacă nu ai folosit SPF, ar trebui să folosești, o poți aplica după ce te-ai mânchiat sau dacă vrei să-ți împrospătezi tenul și să folosești SPF din nou, de asemenea o poți folosi, are SPF 30 și este de la Nun, care este un brand israelian de skincare. Acestea fiind spuse, guys, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Aceasta a fost colecția mea de skincare, mica parte din colecție, pentru că mai am și alte produse pe care poate vi le voi arăta. Acestea sunt momentan câteva din produsele pe care le folosesc cel mai des. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem la următorul vlog. Haideți să ne găsim și pe Instagram, acolo unde sunt Larisa Lupoaia. Și de asemenea, mi-ar face plăcere să vă abonați și să vă activați acest clopoțel ca să primiți notificare când postez. Vă pup și ne vedem cât de curând tot aici pe YouTube.